Pentru că nu au avut acces la terenuri, țăranii spun că nu au reușit să încheie lucrările de toamnă și se îndoiesc că le vor putea demara pe cele de primăvară. Am scăpat o lucrare, n-am semănat cu greu. Acum se începe curățătul livezelor, iar nu am acces. Să intre cu tractor, cu ceva, ca să... cu un agregat, e imposibil. Imposibil că între copaci e 5 metri, dar agregatul e 5,5. Oamenii spun că cei care au încercat să treacă pe lângă acest drum au fost amendați. El a stat răbdat și nu i s-a permis să treacă mai departe, vreau zic că s-a coborât medievalii și a mers pe un rând de pruni. După care cisternul Glavan s-a dat în judecată și domnul care a fost cu tractorul, vreau zic că firma a plătit 7.000 de lei amendă. Agentul economic care a blocat drumul a refuzat să discute despre acest caz, iar primarul spune că nu poate interveni. Изменения сделаны, значит, изменения сделаны банком кадастр. Без ведома местного органа публичного управления. De cealaltă parte, angajații oficiului cadastral afirmă că în actele oficiale drumul este public. Și în planul cadastral, deci proprietarul deci este obligat să asigure accesul către alte proprietăți. În satul Sadovoie, din municipiul Bălți, sunt peste 500 de deținători de teren agricol.